Dragi prieteni, primele reacții după meciul câștigat de Sporting Roșiu Revede acasă, 2-1, un meci cu un final foarte, foarte tensionat și încins. Unul dintre eroii lui Sporting, portarul Andrei Preda, două intervenții salvatoare în prima repriză și un penalti apărat în partea a doua. Cum s-a văzut din trebuturi partida? A fost un meci foarte greu, ne așteptam ca cei de la Pincen să vină să ne atace și nici ei nu stau prea bine în clasament și... Am avut mai mult noroc, să spunem noi. Și noi am dominat, am avut ocazii clare, am avut și un penalti, am înțeles, am avut un gol anulat din opsai. Bine că s-a terminat cu bine și că am luat cele 3 puncte. Cum s-a văzut arbitrajul? Tribuna a contestat vehement și de data asta. Nu comentez arbitrajul pentru că eu am avut o suspendare mai lungă și nu vreau să comentez arbitrajul. Este bine că am luat cele 3 puncte, după cum am zis mai devreme, și sper să mergem din victorie în victorie. Aveți o deplasare lungă și dificilă la Dinicu Golescu, care a câștigat în această rundă a 6-a. Ați mai reușit în acest debut de sezon să aduceți un punct din afară, pe un teren dificil. Cu ce gânduri la câmpul lung? Noi mergem la fiecare meci, mergem cu gândul să luăm cele 3 puncte. Nu știu nimic despre această echipă, eu personal sper să luăm cele 3 puncte și să urcăm cât mai mult în clasament.